Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Bucură-te și aplină de har, Domnul este cu tine. Tu ești mama lui Iisus și mama noastră. Excelență reverendissima, nunțiu apostolic, Miguel, è una gioia per noi di essere qui, con i ragazzi, con i giovani, con il popolo fedele. E siamo adesso di fronte alla nostra mamma che non ci ha mai lasciato. Sentiamo stasera in giro mamme nostre, care nu ne-a uitat niciodată, care ne vrea să fim mereu alături de ea. De aceea ne bucurăm cu toții. Suntem pelerini, fiii ei, dar, excelența voastră, sunteți pelerinul de seamă al nostru, care ați venit aici la noi, la Cacica, în numele Domnului, dar și în numele Sfântului Părinte, Papa Francisc. Vă rugăm să prezidați această celebrare sfântă, să ne adresați cuvânt de învățătură și apoi să înălțați spre cer, prin mijlocirea Maicii Domnului, rugăciune pentru noi toți, cei de față, pentru cei dragi ai noștri, pentru lumea întreagă care are nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Excelență, sia benvenuto. Adesso preghiamo di presiedere la celebrazione santa. Fraților, să ne recunoaștem păcatele pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioare, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
frumoase, Doamne Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiul Tatălui, miluiește-ne pe noi. Tu care jei asupra ta păcatul lumii, primește rugăciunea noastră. Dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur e Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărire Tatălui, amin. Gloria in excelsis Deo, et impera pax hominibus. Să ne rugăm. Dumnezeule, privind la smerenia fericitei Fecioare Marie, Tu ai înălțat-o la harul de a-L naște după trup pe Fiul Tău, unul născut, iar astăzi ai încurunat-o cu glorie neaseumită. Dă-ne și nouă pentru rugăciunile ei că, mântuiți prin taina răscumpărării tale, să ne învrednicim a fi părtași de slava cerească. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea întâi a cronicilor. În zilele acelea, David a adunat tot Israelul la Ierusalim ca să aducă arca Domnului la locul pe care îl stabilise pentru ea. David i-a reunit pe fiii lui Aaron și pe leviți. Fiii leviților au purtat arca lui Dumnezeu pe umeri cu niște drugi, după cum poruncise Moise la cuvântul Domnului. David le-a zis căpeteniilor leviților să-i așeze pe frații lor cântăreți cu instrumente muzicale, cu alăute, harpe și cimbale și să le facă auzite cu sunete puternice de bucurie. Au adus arca lui Dumnezeu și au stabilit-o în mijlocul cortului pe care îl întinsese David pentru ea. Apoi au adus arderi de tot și jertfe de împăcare înaintea lui Dumnezeu. Când David a terminat de adus arderea de tot și jertfele de împăcare, a binecuvântat poporul în numele Domnului. Cuvântul Domnului. Thank you.
Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, când ființa aceasta muritoare se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul scris. Moartea a fost înghițită de victorie. Unde este moarte, victoria ta? Unde este moarte, ghimpele tău? Ghimpele morții este păcatul, iar puterea păcatului este legea. Însă mulțumire fie lui Dumnezeu, care ne dă victoria prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cuvântul Domnului. Să fie cu voi. Și cu Domnul. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În timp ce Iisus spunea acestea, o femeie din mulțime și-a ridicat vocea și a spus: Fericit sânul care te-a purtat și pieptul la care ai subt. Dar el a zis: Mai degrabă fericiți sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase. Fericit sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păsesc. Sunt foarte bucuros să împărtășesc împreună cu voi această zi fraternă și îi mulțumesc episcopului vostru, excelenței Monsignor Petru Gergel, pentru că m-a dus în istoricul sanctuar din Cacica, unde se venereasă o copie a iconei Maicii Domnului de la Częstochowa, oferindu-mi astfel ocazia de a trăi împreună cu voi astăzi celebrarea eucharistică în ajunul Marii Sărbătoare a înălțării Mariei cu trupul și sufletul la cer.
Celebrarea îmi oferă, de asemenea, oportunitatea de a vă transmite salutul binecuvântat al Sfântului Părinte Papa Francisc, care mi-a cerut să vă asigur de afecțiunea sa și de unirea sa cu voi în rugăciune. Prin urmare, salut cu afecțiune preoții, persoanele consacrate, seminaristi, membrii corului, ministranți și toți credincioși prezent în mod special tineri. Fericit sunt cei ce ascultă cuvintul lui Dumnezeu și îl păzesc. Aceste cuvinte ale lui Iisus, citate în fragmentul Evangheliei tocmai proclamată, sunt în același timp o imagine fidelă a Preasfintei Fecioare Maria și o invitație pentru noi toți. Ea e fericită deoarece ascultă cuvintul lui Dumnezeu adresat prin intermediul Sfântului Arhanghel Gabriel. Duhul Sfânt va veni asupra ta și puterea celui preinalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Și cu al ei fiat a primit cuvântul. De asemenea, și noi vom fi fericiți dacă primim cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat că prin botez am fost incorporați în trupul lui Hristos, care e biserica, și am devenit fiii lui Dumnezeu, frații lui Iisus Hristos, fii în Fiul. Căr dacă este adevărat că suntem incorporați, nu este mai puțin adevărat că trebuie să și transpunem în practică aceasta. Observând cuvântul lui Dumnezeu, car dacă primim și urmăm cuvântul lui Dumnezeu, vom fi fericiți. Fericit în această lume și în paradisul ceresc. Misterul Mariei ne ajută, prin urmare, să înțelegem misterul nostru al celor botezați și să facem cum a făcut ea, să-L punem pe Hristos în centrul vieții. Există un singur botez, acela în numele Preasfintei Treimii, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, care incorporează unica biserică a lui Hristos, o biserică divizată din cauza păcatului și mândrei oamenilor, dar unanimă în proclamarea un singur botez, un singur Dumnezeu și Tată. Chiar și astăzi mai apar ici colo eretici donatisti care cer rebotezarea într-o biserică sau alta a cui vacaruia i-a fost deja administrat adevărul botez ce ne incorporează în Hristos. Fericit sunt cei ce ascultă cuvintul lui Dumnezeu, s-l păzesc. Dragi frați și surori, dragi tineri, ați vrut sau venerați pe Maria venind la sanctuarul său. Cu seara aceasta, am început deja să celebrăm sărbătoarea înălțării Sfinței Fecioara Maria la cer. Și speranța noastră
privește spre scopul nostru definitiv, spre cer. Maria, mama lui Hristos, Dumnezeu și om, a fost ridicată la cer, cu trupul și cu sufletul, după trecerea vieții sale muritoare. Acest adevăr de credință ne învață ca ea, care ne-a precedat în paradis, e modelul umanității noi, regenerata în Hristos. Din cer, maternitatea sa asupra noastră continua să fie vie, efficace, atentă, zilnică și permanentă. Deoarece este cu adevărat mama noastră și se preocupă de plan spiritual și material pentru a ne deschide poarta cerului și pentru a ne purta la Fiul sau înviat. Aș vrea să închei cu un cuvânt special pentru tineri. Să nu pierdeți niciodată generozitatea și entuziasmul. Formați-vă bine. Studiați doctrina creștină, pentru ca mai apoi să fiți laici responsabili și să participați la activitatea de evangelizare. Biserica contează pe voi. Hristos contează pe voi. El e cu noi până la sfârșitul timpurilor. El s-a făcut hrana adevărată pentru a ne transforma în trupul său, oferit pentru mântuirea lumii. Fie ca preasfinta Fecioara Maria, mama lui și mama noastră, să ne ajute și să ne susține în angajamentul de a mărturisi și cu viețile noastre măreția iubire lui Dumnezeu. Așa să fie. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, Lumina din lumina, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o fintă cu Tatăl, prin care toate s-a făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a covorit din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară, s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a patimit și îngropat, a înviat a treia zi după Scripturii și s-a suit la cer, șade de-a dreaptă Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede,
care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit, fiagrind prin porocii. Cred într-un sfântă catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului care va veni. Amin. Fraților prea iubiți, încrezători în mijlocirea prea fericitei Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica Bisericii, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul ei, cerând îndurare și ajutor pentru întreaga omenire. Doamne Iisuse Hristoase, născut din Fecioara Maria, ocrotește Sfânta Biserică prin mijlocirea neprihănitei. Vino în ajutorul celor indiferenți sau slabi în credință. Descoperă-le celor deznădăjduiți bunătatea de mamă a Reginei Cerului. Fă ca tineretul creștin să se lase educat de exemplul și grija mamei cerești. Dispune inimile noastre să primească asemenea Mariei îndemnurile Duhului Sfânt. Trezește în poporul nostru simțământul de răspundere față de viața copiilor care trebuie să se nască. Însoțește-i cu ocrotirea ta maternă pe toți tinerii plecați din sânul familiilor noastre. Dumnezeule, Părinte atotputernic, voința ta a fost ca prin preasfânta Fecioară Maria, Fiul tău să vină la noi, iar noi să ajungem la El și împreună cu El la tine. Dă-ne, te rugăm, harul să o cinstim și să o imităm în așa fel în viața noastră, încât bucurându-ne de ocrotirea ei puternică, să ajungem la mântuire prin Hristos Domnul nostru. Oh,
jertfa fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, și-a primest jertfa de împăcare și de laudă, pe care o celebram în cinstea ridicării la cer a născătoarei de Dumnezeu. Ea să ne dobindească iertarea păcatelor și na ne estatornicească în necontenită aducere de mulțumire. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Sus inimile. Ne-a să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este, să-ți aducem mulțumire pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi, Fecioară Maria, mama lui Hristos, Fiul tău, a fost înălțată în mărirea cerului, care a fost promisă tuturor. Ea este aurora și imaginea Bisericii triumfatoare. În ea ai descoperit desăvârșirea misterului mântuirii și ai făcut să strălucească pentru poporul tău care călătorește pe pământ un semn de mingeare și de speranță neclintită. Tu ai ferit de putrezire trupul ei care l-ai purtat pe Fiul tău și l-a adus în lume pe Creatorul vieții. De aceea, împreună cu toți îngerii din ceruri, cu nespunsă bucurie, îți cântam fără încetare. Adevărat, Sfânt este, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu rocul Duhul tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre patimire, a luat pâinea și mulțumind a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi.
De asemenea, după cină, luind potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luat și bet din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Facet aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar moarte și învierea Fiului tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai îndretnicit să stăm înaintea ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem partași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu părintele nostru, Papa Francisc, cu arhiepiscopul Miguel, cu episcopul nostru Petru, cu toți ceilalți episcopi și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea ta și primește-i să se bucure de lumina feței tale. Te rugăm mai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu Fecioară Maria, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții, pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și marirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povanțuiți de învățătură sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, citească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în spită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pace în zilele noastre, pentru că, ajutați de milostivirea ta, să fim pururile liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranță fericită și venire Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolii tăi: pace vă las vouă, pace mea dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale. Și binevoieste ai dărui pacea și unirea după voința ta, care vițuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Dăruiți-vă pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt veșnic și intrezi, dar cu terventul meu, dar spune numai în cuvânt, Vino, Doamne,
După ce ne-ai făcut partaș de ospațul ceresc, imploram îndurarea ta, Doamne Dumnezeul nostru, ca să ne ferești de orice
primejdie pe noi, cei care cistim ridicarea la cer a născătoarei de Dumnezeu, prin Hristos Domnul nostru. La sfârșitul acestei celebrări euharistice, se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru trăirile profunde cu care ne-a însoțit în decursul acestei celebrări. Cu siguranță, bucuria a fost mare și pentru că împreună cu noi la această sfântă liturghie s-a aliniat și nunțiul apostolic Miguel, împreună cu păstorul nostru, Petru Gergel, împreună cu episcopul Aurel Percă, și această celebrare animată de tinerii de la biserica din Bacău Centru. Cred că au fost destul la înălțime, ne-au ridicat un pic de pe scaune și ne-au înălțat în același timp și sufletele. Ca și program de acum pentru această seară, va mai fi la ora 22 privegherea Mariană. Pe această cale vreau să aduc un cuvânt de mulțumire și celor de la Radio Maria, care pătrund cu mesajul și bucuria acestei comuniuni spirituale și în casele celor care tânjesc să vină și nu pot, al celor bolnavi, al celor care nu au reușit să ajungă. Tuturor vă mulțumesc din suflet și să ne revedem cu bine la privegherea Mariană de la orele 22. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Și va binecuvântați-a tot puternicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Aprinde toți un foc Dumnezeu.